Bună, Simia! Astea sunt ultimele zile în care vorbesc despre foștii concurenți. Până începe noul sezon, abia aștept să înceapă. Sunt foarte curioasă ce fel de concurenți vor intra. Sper să fie mai de calitate, pentru că ultimele două sezoane chiar au fost vai și amar, mai ales sezonul 6. După cum știți, s-a schimbat programul la Capricci, începe la 7 seara și emisiunea începe la 2, la prânz, până la 4. Atât. Mai bine, că așa era plictisitoare. Eu când eram acolo, mă plictiseam câteodată slabă. Îl vedem pe Valentin în bucătărie, cum gătește un desert cu banane, cu tot felul de bunătăți, chiar să pricepe. Oricum, mai bine ca mie să pricepe, pentru că eu nu gătesc nimic dulce. Ați văzut ce am pățit la Mireasa când am mâncat doar dulce și pizza? Că luasem în greutate 9 kg, de care abia am scăpat în 2 luni, când am ajuns aici. Acum mă uit afară pentru că sunt în curte și a plouat, a fost furtună azi noapte, foarte tare. Încă n-am plecat în oraș, o să plec acum jumătate de oră să văd ce pagube a făcut, că la noi, când încep furtunile, apoi sunt foarte puternice cu vânt și cu valuri mari la mare. N-am îndrăznit să ies încă, acum o să plec. Iar am văzut-o pe Raluca la confesiuni, Raluca cu Alex, bineînțeles, printre altele, vorbeau și despre situația lor financiară. Ea a spus în emisiune că își dorește un bărbat care să fie realizat financiar, normal, la 30 de ani, cine nu-i realizat? Ce să facă cu unul care n-are nici de unele? La 30 de ani nu se poate să nu ai. Să n-ai o situație financiară cât de cât, nu să fii miliardar sau să fii milionar în euro, nu. Dar măcar să-ți permiți vacanțe, să-ți permiți o casă decentă și toate astea, mașină. Iar planul de viitor vrea să-și cumpere o casă în București. Ea zicea că lucrează de mică și că are bani, că e stabilă financiar, foarte bine, foarte bine. Să știți că multe femei lucrează de tinere, foarte multe, cel puțin în familia mea, chiar ajung la familia mea, toate femeile am lucrat, de mici, toate. Nu există să nu lucrez, nu. Eu nici nu cred în altfel de venit decât prin muncă, nu cred. De aceea nici nu joc la loto sau cum se zice acum. Eu n-am luat în viața mea un loz în plic de 3 lei pe vremuri care era, nu, nu. Pentru că nu cred în venit nemuncit. Muncești? Ai. Nu muncești? N-ai. Ai, e foarte simplu. Foarte simplu. Și Raluca asta a vrut întotdeauna și sper să-și fi găsit bărbatul potrivit. A spus că nu s-a uitat încă în contul lui, nu i-a verificat contul. Păi de ce să-i verifice? Trebuie să aibă ceva, mai ales că e și cântăreț. Să vorbim puțin și de Miruna. Au intrat pe live, și-a făcut cont și pe Facebook, că ziceau că ea n-a avut decât pe Instagram și acum și-a făcut și pe Facebook. Dar am văzut că a intrat pe contul lui Cosmin și ce nu-i convenea, dădea bloc ca pe bandă rulantă. Nu e corect să intre pe profilul lui și să dea bloc. Poate el ar fi vrut să afle părerea cuiva. El stătea în spatele ei cu o față, nu știu, acest copil, am impresia că și-a distrus rău de tot viața. Și nu-i doar părerea mea, să știți. Și am văzut Cosmin că i-a dat o dedicație, cu un buchet de flori, tot felul de declarații și i-a răspuns. Păi acum, până vin banii, ce să facă și el? Trebuie să suporte, să vedem după aceea, pentru că în multe sezoane n-au dovedit că sunt făcuți să rămână împreună, nu, dimpotrivă. Dimpotrivă cum au luat banii, cum s-au despărțit în primele 3 sezoane, s-au despărțit fiecare pe drumul lui. Mi se pare corect, nu se potrivesc, nu are rost să chinui să șadă împreună. Dar Cosmin e încă un copilaș. Nu știu dacă o să aibă tăria, că nu-i bărbat încă, se vede cu ochiul liber, să se despartă așa ușor de ea. Plus că e femeia crampon, i s-a pus pata pe el, gata. De aceasta nu-mi place că ea nu e asumată. Trebuie să accepți și comentariile negative și pe ale pozitive. Nu-ți convine, dai bloc. Am văzut că toți o invitau să-și facă un control psihologic, să ducă la un psihiatru.
Păi să se ducă, are reale probleme, are reale. Că de-aia nu se înțelege nici cu părinții, cum o să înțeleagă cu băiatul. În casa mireasa și mama lui și el au tăcut că știau că o să câștige. Știau, și eu știam. Pentru că staful face, v-am spus, deține bagheta magică și face minuni. Și mai ales cu coma alcoolică și cum spunea Simona că era gata să facă stop cardiac, vă dați seama, să simțiți staful vinovat. A pus-o la câștigători. Nu are legătură că Valentin și Gabriela n-au fost votați 3 zile. Nu, nu are legătură. Putea să fie Valentin 100% să fie votat. Dacă staful nu vrea, nu câștigă. Să știți că așa este. Vă spun pentru că știu. Știu ce zic. Am stat 6 luni acolo. Ceva am auzit eu, ceva am învățat. La sezonul nostru am știut câștigătorii foarte, foarte, foarte devreme. Foarte devreme am știut. Nu puteam să spun, bineînțeles, nu puteam să spun pentru că, știți doar, urmăriți peste tot de camere, de microfoane, dar asta e, nu vrea staful, nu există. Să revenim la acest băiat Andreas care are nevoie de ajutor. Am văzut că și Miruna și Valentin au postat, au făcut și live, are nevoie de bani, copilul există, am văzut și o fotografie cu el. Chiar are nevoie să fie ajutat. Care își permite și are bani, îl poate ajuta. Mă uit aici că mi-am notat câteva lucruri, ca să nu țin minte chiar toate. Iar să vorbim puțin de Marius și de Maria, de la sezonul 3, parcă, care iar așa au postat frumos un filmuleț, niște fotografii. Văd că merge relația lor, să meargă. Să meargă pentru că de asta sunt în relație. De asta sunt. Și premiera, pe 16, parcă, se va ține la Sibiu, într-o locație magică, cum zicea aia, parcă ziceau că e o iubire magică. Ia să vedem cât de magică este. Pentru că până acum, cum a zis, ca în filme, ca în nu știu ce, n-a mers nimica. N-a mers pentru că știi de ce n-a mers? Pentru că n-a fost nimic real. N-am văzut iubire, n-am văzut nimic, un sentiment real. Am văzut că și Miruna și Raluca, și chiar și Perneș au pus niște fotografii. Miruna mai multe. Că am văzut vreo câteva fotografii foarte editate, nici nu semăna cu ea. Parcă noi nu o știm din emisiune cum arată. Pentru că este urâtă. Nu putem să spunem că e o fată frumoasă, nu? Femeia, acum că-i măritat. Asta e. E urâtă. Cam atât pentru azi. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, să dați share și, în încheiere, mulțumesc celor 5.000 de urmăritori ai mei. La revedere!